uitați, părinți, vă mai amintiți? Poveștile sunt viața noastră. Iar universul copilului este o poveste nesfârșită. V-am invitat astăzi aici pentru o întâlnire de taină cu un scriitor. Voi știți ce este un scriitor? Scriitorul este magicianul din spatele oricărei povești. Astăzi ne va împărtăși secrete scriitoricești. Doamna Pasionaria Stăicescu! Bine v-am găsit, dragii mei! Așadar, sunt pe post de magician. Eu sunt magiciana din spatele poveștilor din cărțile mele. Dar ca să fiu magiciana asta, știți că totdeauna magicienii au niște secrete ale lor, au niște instrumente ale lor și niște personaje care îi ajută să fie magicieni. Întâi de toate, trebuie să mulțumesc acestor personaje care m-au adus aici, care au făcut de așa manieră încât eu să-mi exercit magia asupra voastră. În primul rând, trebuie să-i mulțumesc vechii mele prietenei, Liliana Zaharia, cu care încă de pe acum vreo 35 de ani în urmă ne vedeam la biblioteca din orașul Focșani. Totul se leagă de carte. Și întâlnirea noastră de astăzi este despre magia cărții și a ceea ce poate să facă scriitorul ca magician. O bibliotecă este un palat al cărților. Acolo, în palatul cărților, unde Liliana era crăiasă, veneam din când în când și îmi lansam cărțile. Apoi am fost invitată la fata Lilianei, profesoara Alexandra Benz. Am fost la întâlnire cu elevii ei. Mi-au dat un spectacol foarte frumos și am fost foarte încântată. Grație Lilianei Zaharia, am cunoscut-o apoi pe profesoara Magda Parfeni. Ne întâlnim la băi. Este un lanț al prieteniei. Vara ne ducem și ne bucurăm de soare. Dar să știți că niciodată nu uităm de cărți. Și ca o dovadă că Focșani nu este un oraș străin de mine, deși eu locuiesc la București și acolo m-am născut, am aici înmormântat în cimitirul armenesc o rudă, o femeie excepțională, Ana Altinovici, a cărei memorie o pomenesc întotdeauna cu pioșenie, pentru că mi-a fost ca o mamă. A fost o învățătoare desăvârșită și a fost prietena mamei mele. Ca să ajung însă la cimitirul armenesc, m-a ajutat o altă zână mică. Doamna Dina, care se află aici în sală, alături de voi. Și până să ajungem chiar la inițiatoarea acestui spectacol în care eu trebuie să fiu magiciană, este vorba de doamna avocat Săcrieru Corina și de soțul domniei sale, profesorul Răzvan Săcrieru, eu mai am aici o cunoștință. Și tot de carte se leagă. Este vorba de directoarea unei reviste literare grozave care apare aici, la Focșani. Ea se numește Proseculum, iar doamna se numește Nina Deșliu. Nu sunt niște noutăți pentru voi, dar sunt niște noutăți pentru mine și eu sunt fericită să le redescopăr de fiecare dată când sunt aici. Nu e multă lume în sală, dar faptul că e liniște,
că sunt ascultată și că lumea e dornică să afle lucruri noi despre scriitori și cărți. Mă mulțumești. Știți că e un proverb latinesc care spune non multa, sed multum. Cu alte cuvinte, multum ăsta înseamnă de fapt puțin, dar bun. Vă mulțumesc așadar că vă aflați aici, astăzi, în sală, la întâlnirea noastră. E o întâlnire aparte și vă spun și de ce. Un scriitor e obișnuit să stea la masa lui de lucru, să-și vadă de cărțile lui și să fie fericit dacă ele ajung în mâna cititorilor. Eu sunt un scriitor puțin mai altfel și vă spun și de ce. Fericirea mea este să mă întâlnesc cu cei cărora le dedic cărțile. O carte, chiar dacă este scrisă pentru copii, trebuie să fie o carte de literatură adevărată. Deci ea trebuie să placă în egală măsură și celor mari, dar și celor mici. De ce? De cele mai multe ori, cartea o cumpără părintele sau fratele mai mare sau o rudă. Dacă lui nu i-a plăcut, dacă el n-a înțeles-o, e clar că nu va înțelege nici cel mic. Cel mai greu se scrie o carte pentru copii. De ce? Pentru că voi copiii simțiți și gândiți altfel decât noi, cei maturi. Un copil se joacă, vorbește cu cerul, vorbește cu copacii. Oamenii mari nu fac asta, dar scriitorii fac. De ce? Au un soi de imaginație aparte care îi întoarce și într-o sensibilitate a copilăriei și în această lume imaginară a copilăriei. Și pe urmă lumea e foarte ocupată. Astăzi este vineri, este sfârșit de săptămână. Fiecare e bucuros să stea la el acasă, să-și facă ordine, să se odihnească, să asculte o muzică, să meargă la un film. Și cu toate astea, vă mulțumesc, v-ați răpit din acel timp liber și ați venit la întâlnirea cu mine. E foarte important ca un scriitor să se vadă cu cititorii lui. Eu am terminat școala pedagogică de la Buzău, aproape de Focșani. Deci, la bază, sunt învățătoare. Eu ar fi trebuit ca toată viața mea să lucrez cu voi, copiii. Dar n-am rămas învățătoare. Mi-am desăvârșit studiile de limba română, am făcut universitatea, facultatea de filologie și sunt și profesor de limba română. Dar n-am rămas nici profesor de limba română. După ce am terminat facultatea, am rămas în sistemul editorial. Toată viața mea am fost redactor. Poate pentru unii dintre voi e un lucru nou, ceea ce la un redactor. Este un învățător sau un profesor, dar nu pentru copii, ci chiar pentru scriitori. Pentru că și scriitorii se comportă exact ca voi, copiii, și ei dau lucrări, așa cum dați și voi. Lucrările lor sunt cărțile pe care le pregătesc pentru voi. Așadar, un scriitor scrie o carte și vine la editură. La editură este o redacție. În redacție sunt redactorii. Redactorul, ca un adevărat învățător sau profesor, primește cartea respectivă, lucrarea aceea, se uită pe ea, o corectează, îl cheamă pe elevul, în ghilimele, autor și îi spune: vezi,
Aici ai uitat să pui virgula, punctul, alineatul, dar astea sunt lucruri mărunte. Aici ai început cu un personaj și la pagina 30 l-ai pierdut. Ce facem cu el? A, da, răspunde autorul ca un școlar prins cu lecția neînvățată. Vă mulțumesc. Dar sunt și situații în care, exact ca la școală, autorul e lăsat repetent. De ce? Pentru că, într-un fel de neobrăzare, el vine cu un manuscris, adică ceva scris de mână, dar ceva scris de mână la început, că până la urmă la nicio editură nu se primește manuscrisul, ci dactilograma, adică acel manuscris dactilografiat sau cules la calculator. Dar dacă acel autor n-are habar de limba română, e o rușine să zici că tu creezi că scrii și să nu-ți cunoști limba. Dacă acel autor e lipsit de cunoștințe elementare, de creație în privința operei literare, dacă el e lipsit de har, adică de talent, și nu prea știm mare lucru ce se întâmplă și cum e cu talentul ăsta, dar încercăm să deslușim de unde ne vine el și cum se instalează. Deci eu fiind la bază învățător, e normal că sunt fericită să mă întorc la elevii mei, la voi, la copii. Am fost odată la o școală din județul Buzău, Grăjdana de Tisău, o localitate măruntă, pierdută în munte. Școala era cu predare simultană, adică erau puțini copii. Și în timp ce clasa a doua avea ore, veneau și elevii de a patra. Sau, în timp ce clasa a întâia avea ore, învățătorul de la a întâia le preda și celor de la a treia. Erau și puțini copii și puține cadre didactice, dar oricum erau de ajuns. M-au îmbiat în clasă, într-o clasă mare, m-am așezat la catedră și am început să le povestesc. Ei bine, din prima bancă a venit un ghimizdrog de fetiță, care e ciudat, semăna cu fetița doamnei inspectoare de religie, o drăguță care a venit să-i sărute mâna mamei de vreo două ori și să spună că e dor de ea. E bine, fetița asta a venit la catedră, eu stăteam așa cu mâinile pe catedră, ea a venit până aproape, s-a apropiat, mi-a pus o mână pe mâna mea, o mână de-a ei și s-a uitat fix în ochii mei. Ce vrei tu? Am întrebat-o. Vrei să mă întrebi ceva? Nu, a zis ea foarte hotărâtă. Vrei să mă mângâi? Am spus eu gândindu-mă că, uite, vezi, e un copil, e sensibil și vrea să mă mângâie și eram chiar fericită. Nu, a zis ea și m-a încrâncenat. Păi atunci ce cauți aici? Eu am vrut să văd dacă sunteți vie. Oh, copiii ceilalți au început să râdă. Dar cum ar fi trebuit să fiu? Am întrebat-o exasperată. Păi, nu aici la școală ne-a spus că toți scriitorii e morți. Copiii iar au râs și am spus, dacă cei din clasă râd, e clar că ceva e greșit. Ia să vedem. Tu, de ce ai râs? Cu ce a greșit ea? Păi, a făcut un dezacord și a spus, e morți. A, tu ești într-o clasă mai mare. Ai simțit. Și cum trebuia să spună? Trebuia să spună, sunt vii. Foarte bine. Ai auzit? Ia repetă. Cum trebuia să-mi spui? Că toți scriitorii sunt morți. Stai puțin, nu plânge. Și e adevărat? Eu sunt scriitor. Sunt moartă sau sunt vii? Nu, sunteți în vie. Uite ce. E clar că sunt vie. Ai venit, m-ai pipăit, m-ai văzut.
dar îți spun un lucru și să ții minte. Sunt vie, dar nu fac strumpi. Ea a rămas și mai descumpănită, a început să plângă de-a binelea, am mângâiat-o pe păr și am trimis-o înapoi în bancă. Și le-am spus celorlalți copii. Vedeți? Mi-am permis această glumă care pe ea, din emoție, a făcut-o să plângă, numai ca să vedeți cât de plastică și de frumoasă este limba română. Cum cuvintele care au același înveliș sonor pot să fie altceva în funcție de cum le folosim. Sunt vie, vie este un adverb, dar în același timp, vie poate să fie și adjectiv, dar dacă spui în vie cresc struguri, ăla este clar un substantiv. Deci iată câte valențe pentru un singur cuvânt. Un adevărat și bun profesor și învățător poate să jongleze ca un magician de care vorbeam aici la început, ca să-și facă copiii să înțeleagă, să iubească și să simtă limba. În sala unde eram, pe perete, erau câteva tablouri, iar în tablouri erau scriitorii noștri clasici, Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici. Și le-am spus, aceste portrete sunt pe perete, ca noi să ne amintim de figurile lor. Ei au murit, dar ne-au rămas cărțile lor. Ei sunt scriitori clasici. Dar un scriitor care trăiește, e viu și a venit în vizită la voi, este un scriitor contemporan. Știe cineva să-mi spună ce înseamnă contemporan? Nu știa nimeni. Și am spus, ia gândiți-vă, aici vorbim despre cuvinte. Contemporan. Con, adică în același timp. În același timp cu noi cei care trăim și suntem aici, se află și acel scriitor. Eu sunt un scriitor contemporan. Așadar, când un scriitor contemporan vine în carne și oase, și mai mult în carne, în cazul meu, să vă cunoască și să vă vadă, e un lucru deosebit. Și eu cred că o să-l țineți minte. Și vă spun și de ce. Ce alți scriitori au mai venit în vizită la voi și ați stat de vorbă? Tu ai ridicat mâna, te rog să spui. Hai, ai ridicat mâna. Băiețelul care a ridicat mâna. Ți-a pierit curajul. Da, se întâmplă și asta. Ridicăm mâna și după aia uităm ce am spus sau ne e rușine să spunem. Nu trebuie să vă fie rușine. Deci un scriitor contemporan, grație unor intelectuali contemporani, care știu să pună accentul pe carte și pe importanța ei, fac această întâlnire posibilă cu voi. Dacă am venit până aici, am să vă spun o altă poveste. Pentru că în spatele tuturor întâmplărilor din viața noastră de zi cu zi, se află o poveste. Sunt mamă, sunt și bunică, dar pe vremea când fiul meu era mic, după ce terminam treburile casei, mă așezam la masa mea de lucru și începeam să scriu. Era liniște. Mâncarea era făcută, vasele erau spălate, hainele erau călcate. Și băiețelul meu, fiindcă era mic, lua un scaunel, îl așeza în spatele scaunului meu și începea să umble pe aici, pe la ceafă. Recunosc, îmi place să fiu mângâiat. Ei, să te mângâie copilul tău, e mare lucru. Mă întorceam și îi spuneam, ce bine faci. Nu-i așa că mă mângâi și o iubești pe mama? Te iubesc, dar nu te mângâi. Cum nu mă mângâi? Dar ce faci tu acolo la spatele meu? Să nu te superi pe mine. Îți spun. Spune.
Eu-ți caut poeziile și poveștile. Oh, ia de uite ce interesant. Și tu crezi că ele sunt în capul meu? Da. Uite, e bine dacă crezi lucrul ăsta. Dar vreau să te întreb altceva. Nu te-ai întrebat până când să ajungă în capul meu? Unde stau, mă rog, poeziile și poveștile? A? Nu știu. Dacă poți tu să-mi spui, eu o să-ți mulțumesc. Păi când propriul tău copil se interesează și îți propune ca temă de scris acest lucru, nu se poate să nu-i faci chef. Iată, uite ce poezie a ieșit. Spune-mi, mamă, cum țin cap sute de povești în cap? Cărțile cu multe în ele. Eu de-abia le țin de grele. Însă când vreau o poveste, nici n-apuc să prind de veste. Și cuvintele-ți departe știu prin basme să mă poarte. Câteodată mi-e și frică. Te-a vrăjit o zână mică? Poate că m-o fi vrăjit, dar nici eu n-am lenevit. Am privit și-am răsprivit. Am citit și-am răscitit. Orice lucru poartă o taină, pe sub chip sau pe sub haină. Asta face scriitorul de literatură pentru copii. Le dezvăluie copiilor taina aceea care se află sub ființe și sub lucruri. Îi face să fie mai bun, să înțeleagă mai ușor lucrurile. Dar pentru asta v-am dat rețeta. Ia-uzi, am privit și am răsprivit. Atenție! Deci să observi, dar nu să observi, să vezi și gata, ai trecut. Una e a privi, alta e a vedea. Am citit și am răscitit. Una e să foșnești într-o carte, să citești o poveste și alta este să răscitești. Iar în privința tainei, să fiți siguri că ea într-adevăr se află. Toată viața noastră, toată lumea noastră e plină de taine. Existența noastră pe pământ este ca să descifrăm aceste taine. Fiecare descifrează cât poate și în funcție de cât a descifrat, îi se trece această viață. Unii zic așa, sunt și eu acolo, trec ca un câine până afă, mă duc la școală, da? E, și ce mai trebuie carte după aia? Bă? Sau, bun, am făcut o facultate. Fetele se mărită și fac copii și le e greu. Dar nu tuturor. Băieții se însoară și se duc ca băieții la opere, la fotbal și nu mai pun mâna pe o carte. Și uite așa îmbătrânim. Nu vi se pare că îmbătrânim de pomană? E altceva. Când ai ca prieten o carte. E adevărat că știința și tehnica sunt folositoare, dar ne pot face și rău. Televizorul și calculatorul sunt un fel de dușmani declarați, dar ascunși ai cărții. Ei ne împie la lene. Romanul Ion. Și citesc eu romanul Ion acum, ia uite câte pagini are. Stai așa, am aflat pe computer, aflu la Wikipedia despre Rebreanu și am și un referat despre Ion. Sau, dacă mi-e lene să citesc pe Wikipedia, uite, știu că cineva are o casetă cu filmul. Ia să vedem noi filmul Ion și cu asta, gata! Eu am un poem pentru cei mari în care denumesc
văzuri, simți contemporan de serviciu. Dar numai văzul? Dumnezeu ne-a înzestrat multe alte simțuri. Cu alea ce facem? Ce facem cu auzul? Ce facem cu pipăitul? Ce facem cu mirosul? Te uiți la televizor ca un tâmp sau pe calculator, imaginile sfug, pe ureche ți intră și pe alta ți iese. Vrei un pasaj? Vrei să reiei o întâmplare despre un personaj? Aia numai cu cartea poți să o faci. O scoți din bibliotecă și e mândria ta. Este averea ta pe care o ai pus acolo deoparte. Scoți cartea și citești din ea. Nu-i frumos să însemni pe carte, dar dacă e cartea ta și numai a ta, îți poți permite să faci niște sublinieri, o lași și revii asupra ei. E cu totul altceva. Cuvântul e ceva ca un abur, dar în același timp are o carne pe care tu, dacă gândești și îți imaginezi, o învii, o umpli. Iar în clipa în care, la rândul tău, ești pus să scrii, din cuvintele care le-ai învățat, reușești să redai în acea compoziție. Dar așa, ce face? Sărăcie cât cuprinde! Pe fiecare l-auzi. Băi, ai fost la film, cum a fost? Mișto! Cum? Cum prăjitura asta care a apărut acum nouă cu frișcă? Mișto! Măi, frate, toate alea sunt mișto. Da, știi ce înseamnă mișto? Mișto! Nu? Fiecare cuvânt are o explicație. De unde vine el? Cum a intrat în limbă? Ce semnifică și când îl folosești? Nu? Ei, vrei să-ți spun că habar n-ai și că folosești un cuvânt aiurea? Mișto? Păi îți spun eu. Vine din nemțește, de la mit stock, domn cu baston. Care a intrat din germană în ungurește și de acolo, prin țiganii gabori, a ajuns și la noi. Deci un om cu mai puțină cultură sau cu o spoială de cultură a văzut un domn elegant cu baston, a auzit că el se numește Mitștoc, dar nu i-a sunat chiar mitul ăla așa, și ea e mișto, mișto, da. Prăjitura e bună? Da, domnul cu baston. Fata e frumoasă? Da, domnul cu baston. Compunerea e minunată? Da, domnul cu baston. Mă bucur că râdeți. Poate dacă râdeți, învățați ceva. Ce limbă minunată avem noi și bogată și ce cuvinte! Aiurea, anapoda, care nici măcar nu sunt ale noastre, le folosim. De ce? De ce? Eu am venit astăzi la voi cu două cărți. Îmi pare rău că ele au rămas afară, dar văd că mulți dintre copii au cumpărat cartea. Așa, da. Este o carte care se numește, pentru cei mai micuți, se numește Cartea Naripată, și o altă carte care este un dicționar. De ce ai venit eu cu două cărțile astea? Păi una se adresează copiilor mai mici de ei, iar alta se adresează copiilor ceva mai mari. Dicționarul este de paronime, iar paronimele sunt niște cuvinte perechi, care foarte ușor s-ar confunda când pronunți, când rostești, dar înseamnă cu totul altfel. În introducerea din carte chiar și spun, frați, ea-i crede la rostit, dar constați că te-ai răbit. Și exemplul meu de acolo este între arahidă și arahnidă. Vedeți ce bine seamănă cuvintele? Dar un n, s-a băgat un n bolând și a ieșit un alt cuvânt.
Uite, vezi, și așa se creează cuvintele în limbă. În felul ăsta aflați noutăți despre limba română, despre limba voastră din Strămoși, despre limba pe care trebuie să o vorbiți corect. Păi și ca să vorbești o limbă corect, în primul rând, trebuie să o înțelegi. În al doilea rând, trebuie să-ți placă. În al treilea rând, gramatica este un obiect mai complicat și mai arid. Ei, dacă profesorul de gramatică este un magician, cum vorbeam noi aici la început, și constată că de la tinerețe până la bătrânețe jocul este suveran și că nouă ne place să ne jucăm, oare de ce nu ne-am jucat noi cu sensurile și cu cuvintele? De ce n-am pune noi gramatica în versuri ca să rețină copiii mai ușor, ca să înțeleagă copiii mai bine? Ia uzi, altă pereche de paronime. Chelie, chilie. Una e chelia și alta e chilia. E cum să le explic eu copiilor ca să țină minte mai bine și să le placă? Păi fac o povestioară. Și povestioara trebuie să fie scurtă, nostimă, dar să tragă învățătura cuvenită. Ia uzi, un călugăr cu chelie se tot roagă în chilie pentru bine și adevăr. În chilie-s patru pere, în chilie niciun păr. Mi-am permis să fac și un joc de cuvinte, păr, pere, care iarăși înseamnă fiecare altceva. Dar pentru asta trebuie să privești și să răsprivești, să citești și să răscitești. Nu mai spun că trebuie să scrii și să răscrii. Scrii, ștergi, scrii, ștergi. Intri pe mâna unui redactor care te scutură și spune ce ai făcut aici, nu e așa, aici nu trebuie așa, aici așa. Și până la urmă, chinuit, prăpădit, apare cartea. O carte intră în librării. Iar de la librărie ar trebui să o luăm noi. Dar noi ce facem? Ce trebuie mie cartea? Mamă, uite, a apărut o băutură nouă, carbogazoasă. Nu vrei să-mi iei un Coca-Cola? Mai bine îți iau o carte. Ei, îmi iei o carte. Mie mi-e sete acum, dăm o Coca-Cola. Da? Bine. Și mama ia o Coca-Cola. Ce se întâmplă cu Coca-Cola? După ce ai băut-o, îți arde frumușel tot traiectul digestiv. Am văzut un filmuleț în care până și fierul, rucina de pe fier o curăță, îl mănâncă. Dar minte, bietele noastre intestine. Deci te spală bine așa pe acolo pe mațe și după aia ce faci cu el? Ca orice ai băut și ai mâncat, îl dai afară. Faci pipi pe 200 de lei sau pe 20, cât costă. Da? Nu e rușine. Toată lumea face pipi. De ce vă rușinați și râdeți? Nu-i de râs. Dimpotrivă, să stați și să vă gândiți. O carte ți-a rămas. O carte îți folosești. O carte o ții în bibliotecă. Ești însingurat, ești trist. Vrei să-ți aduci aminte, vrei să semeni cu un personaj. Iei cartea din bibliotecă și citești. Și citești și răscitești. Și constați că te înțelepțești. Și constați că atunci când trebuie să vorbești cu cineva sau în fața unui public, îți vin cuvintele. Tu le cauți pe ele, ele te caută pe tine, vă găsiți. Nu e ca atunci când spui ce părere ai de omul ăsta. E, mișto. E bine. Și ai terminat toată discuția. De ce? Pentru că ești sărac la suflet, la gând și la vocabular. Și prost pe deasupra că nu știi ce înseamnă cuvântul ăla și îl folosești. Pe așa trebuie să fii. Eu nu cred.
Să ne întoarcem la cărți. Cartea Mary Patton nu s-a numit așa. Inițial, titlul meu a fost Tril și Cirip în fel și chip. De ce? E o carte numai cu păsări. Și mi s-a părut foarte nimerit ca titlul să fie acesta. Ei bine, editoarea a zis, știți, Cirip ăsta s-a împământenit și cu alte înțelesuri. Adică, ciripitor, știți că să nu creadă copiii că aici e vorba de ciripitori. Bine, Doamne, nu sunt ciripitori aici. Sunt numai biete păsări care ciripesc prin rămurele. Vă rog eu să schimbați titlul. Și atunci, gândindu-mă tot la ceva cu mai multe sensuri, i-am zis, hai să fie cartea naripată. De ce? Că naripată este și imaginația noastră. Zborul este naripat. Gândurile noastre sunt naripate. Exact ca păsările. Nu mi-am permis să fac o carte exhaustivă, adică cu toate păsările astea după pământ sau din toate emisferele și de pe toate continentele. Nu. Pentru asta trebuie și știință multă. Și... Nu am zis, e de ajuns dacă știu copiii din țara mea păsările din pădurea românească. Bun. Hai să scriu despre păsări. Păi cum să scriu? Na, vreau să scriu despre cuc. Ce știu despre cuc? Păi știu că își pune ouăle într-un cuib străin. Și ce mai știu? Că e pestriță. Și ce mai știu? Cântă cucu. Ia stai, domnule. De ce cântă cucu, cucu? De ce o fi pestriță? De ce își pune ouăle în cuib străin? Ce se întâmplă când își pune ouăle în cuib străin? Aha. Iubesc oamenii curioși. Iubesc copiii curioși. Nu aia care îi întreb și spun, eu știu tot. Sau oamenii care îi spun, domnule, dar de ce s-a e așa a dat Dumnezeu, e așa a vrut Dumnezeu. Stai puțin, Dumnezeu are un plan în fiecare din noi, așa o fi dat. Dar tu, la ce te-ai gândit? Ție, ce? Cum ți-a dat prin cap sau prin gând sau prin faptă? Nu. Lene cât cuprind. Nu. Ia auziți de ce cântă cu. Doamna cucă face ouă și le împarte pe din două. Unul cuib la cintezoaie și le acoperă cu paie, altul un cuib la pitulice și apoi zboară pe colnice. Gazdele neștiutoare stau pe ouă fiecare, pripășind în pătătură lacomă. Străină gură, păcând pacostea de cucă, zboară prin frunziș năucă. Gând o mustră și vezi bine, e pestriță de rușine. De-aia țipă la vecine. Cu voi o fi mai bine, cu voi o fi mai bine. Și vin oul de împrumut, ies un rău și un prost crescut, căci cu noi, frați, n-aduce băiețelul doamnei cuci. Vrea și greieri și furnici și își bate frații mici. Când e mare și vânjos, pe părinți îi zvârle jos. De-aia toți de dânsul fug și rămâne singur cuc. Și pestrit și el de ciudă plânge în frunze să se audă. Cucu, cucu, spărăsit, cucu, cucu, cu ce-am greșit? Despre o altă pasăre care
m-a intrigat încă din copilărie, când am citit amintiri din copilărie cu Nica lui Ștefana Petrei și cu pupăza din Tei. Am zis, ce-i cu pupăza asta? Va să zică, cu cântecul ei, ea îl supăra pe Nică și îl scula din somn. Dar oare de ce o fi cântând pupăza, pup, 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 a? Acum trebuie să vă fac și o altă mărturisire. Să știți că despre scriitori se crede că sunt puțin... Păi cum să nu fi crezut așa? Când? Uite, eu, de pildă, ca femeie, da? Am de gătit mâncare. No! Eu vreau să scriu despre pupăză, nu fac nicio mâncare. Am de spălat rufe. Lasă-le de rufe, porta alea care le-am curate și n-au decât să se adune. Eu vreau să știu de ce zice pupăza pup, pup, pup. Sunt eu un om normal? Dintr-un punct de vedere, da. Dar din punctul de vedere al celor care habar n-au și nici nu interesează de ce zice pupăza pup, 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 sunt... Pot să fiu. Dar eu am aflat de ce zice pupăza pup, pup, pup. La spectacol sau acasă, evantaiul nu și-l lasă. Evantaiul cios de pene, fluturând peste poene, fie ploaie, fie soare, fie vânt, fie răcoare, zboară așa împopoțonată cât-o-i ziulica toată. Are în scorbură cuibar cu trei pui ce plâng amare, fiindcă-s mici răsfățați, nu mănâncă nepupați. De-aia mama temătoare, când le aduce de mâncare, îi îmbie drăgăstoasă din adânc de cuib să iasă. Pup, 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 pup. Hai la mama să vă pup, de-i ciup, de-acolo ciup, să vă împliniți la trup. Pup, 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 pup. Până mâine dimineață, i-auzi, aud o voce din sala, asta e bine, e întremător. Numai că eu am venit, n-am de făcut mâncare, am fost bine hrănită, vă mărturisesc și mulțumesc gazdelor mele care au avut grijă să mănânc. Dar să și vede de altfel că sunt bine hrănită, nu? V-am spus toate aceste lucruri ca să încercăm să descifrăm împreună puțin din importanța tainele cărții, tainele scrisului. De unde se inspiră scriitorul de literatură pentru copii? Cum face el acest lucru? Cum e cu zâna aia mică, frăjitoare, care te ajută să scrii? Cum de ce o trimite Dumnezeu ție și nu o trimite altuia? Nu știu să vă spun. Dar știu să vă spun atât. Într-o casă în care există cărți, în care există curiozitatea de a afla din ele, crești și te dezvolți altfel. Mama mea a fost învățătoare. Bunicul meu a fost învățător. Eu am fost învățătoare. În clipa în care nu știam un cuvânt, o întrebam pe mama. Dar poate că ea nu știa nici ea la rândul ei. Nu spune nimeni că un învățător trebuie să fie blindat cu cunoașterea tuturor cuvintelor din limbă. Și atunci mama îmi spunea, uite biblioteca, ai acolo dicționarul, da? Cauți la litera respectivă și găsești cuvântul. Nu ne oprim aici, nu frunzărim, dar ce să fac?
ai caietul repertoar cu alfabetul, cu literele alfabetului. Cu ce literă începe cuvântul tău? Cu litera D. Dromader. Foarte bine! Îl scoți acolo în caiet. Scrii dromader. Tragi un semn egal cu ce înseamnă și notezi din dicționar ce ai aflat. Și crezi că ai terminat? Nu! Citești cu voce tare cuvântul și explicația lui. În felul ăsta, el se fixează în memorie prin scris, prin auz și prin înțeles. Îl repeți, ți-a intrat în sfârșit în cap. Vă îndemn să aveți și dicționare printre cărțile voastre de lectură. Vă îndemn să aveți și caiet unde să vă notați cuvintele necunoscute. Nu doar ca să le țineți minte, ci pentru îmbogățirea vocabularului vostru. Ca să nu vă treziți că spuneți mișto. Da? Deci, să fim curioși. Odată. Să privim și să răsprivim, a doua oară. Să citim și să răscitim. Și în felul ăsta, dacă orice lucru poartă o taină pe sub chip sau pe sub haină, să încercăm să o descifrăm. Ori cu puterea noastră, ori cu puterea altor cărți. De pildă, scriind Cartea Pădurii, sigur că știam de animalele din pădurea românească. Toată lumea știe despre urs. Dar chiar ce face ursul și cum se poartă el, nu știm. Trebuie să ne documentăm. Ca să ne documentăm, cum putem? Îmi dau întâlnire cu Moș Martin în pădure la Stejar și îi spun, dragă Moș Martine, la ora 7 ne vedem ca să constat cum arăți, cum ți-e blana. Aha, râdeți. Deci sunt situații în care chiar cartea îmi este de folos. Ca eu să pot să scriu o carte, trebuie să citesc multe, multe cărți și să aflu din aceste cărți. O felicit pe doamna Corina Săcrieru pentru această temă minunată pe care a ales-o. Pentru că vă este într-adevăr de mult folos. Poate acum nu înțelegeți rostul ei așa cum ar trebui. Dar când veți fi mai mari, veți înțelege. Copilul dumneavoastră este tot învățător? Copilul meu nu este învățător. Dar știți că e un proverb care spune așa. Capra sare masa, iada sare casa. Proverbul ăsta poate să fie luat și în sens pozitiv, dar și în sens negativ. Adică, părinții au fost la locul lor, au sărit numai casa, dar să vezi copilul ce obraznic e și ce nebun că ăla sare casa. Oho, dar e și o altă fațetă. Că asta este cu înțelepciunea și cu vorbele în limba română. Să știi, să le descoperi sensul. Este fațeta pozitivă în care, dacă părinții n-au reușit decât casa să o facă, masa să o facă, copilul i-a depășit. Soțul meu a fost profesor universitar. Mi-a fost profesor. I-am fost student. În afară de limba română, cunosc foarte bine și limba rusă. Era lipovean din Bălțile Brăilei. Băiatul a terminat rusa și româna, dar ne-a depășit. A sărit casa. El este dublu licențiat și a făcut și japoneză și engleză. Este diplomat. Nu este învățat. Mulțumită? Da, mulțumesc!